Săptămâna trecută, copiii de la CSM Drobeta, sub îndrumarea antrenoarei Elena Nicoleta Mijache, au participat la campionatul național individual de lupte pe plajă pentru copii și juniori, desfășurat la Costinești. Rezultatele obținute au fost excepționale, reflectând efortul susținut al sportivilor, implicarea antrenoarei, dar și sprijinul necondiționat al părinților. În cursul săptămânii trecute, copiii de la CSM Drobeta, sub îndrumarea antrenoarei Elena Nicoleta Mijache, au participat la campionatul național individual de lupte pe plajă pentru copii și juniori, desfășurat la Costinești. Evenimentul a adunat tineri sportivi din întreaga țară, oferindu-le ocazia să-și demonstreze abilitățile și să concureze la cel mai înalt nivel. Rezultatele obținute de sportivii noștri au fost excepționale. Aceștia au reușit să urce pe podium, obținând locurile 1, 2 și 3, ceea ce reprezintă o încununare a eforturilor susținute de-a lungul antrenamentelor. Performanțele lor remarcabile reflectă nu doar talentul și determinarea copiilor, dar și dedicarea și profesionalismul antrenoarei Elena Nicoleta Mijache. Am reușit să ne clasăm locul 3 la categoria U15 pe țară ca și club și locul 1 ca și club la U17. Aceste rezultate sunt datorită sportivelor noastre care au obținut la fiecare categorie de vârstă câte o medalie. Dar țin să menționez că avem două campioane, Păiu Sofia și Borugă Elena. Tot Păiu Sofia a obținut și medalia de argint la categoria de U17. Cea mai mică este Căciu Roxana, care a obținut medalia de argint la vârsta de U10. E un campionat național reușit. Avem o fetiță din satul Cerneți, Toșa Denisa, care a obținut medalia de bronz la U13. Eu sunt foarte mulțumită de rezultatele copiilor și țin să menționez că e o muncă asiduă în spatele acestor rezultate și totul se datorează faptului că ei sunt foarte perseverenți. Eu pe această cale țin să mulțumesc autorităților locale, domnului președinte Aladin Georgescu, pentru că ne susține proiectele, cât și domnului primar Marius Creciu, care face foarte multe pentru sportivii acestui oraș. De asemenea, susținerea părinților a fost un factor determinant în succesul copiilor. Ei au fost prezenți la fiecare antrenament și competiție. Această colaborare strânsă între antrenoare, sportiv și părinți a creat un mediu propice pentru performanță și excelență. Am câștigat locul 3 și mă simt foarte bine, mă bucur foarte mult și de-abia aștept și concursul de anul viitor. De cât timp practici acest sport? De 5 ani. Am vârsta 8 ani. Și cum ți-ai descoperit tu această pasiune? Mi-a plăcut foarte mult gimnastica. Ce loc ai câștigat tu acum la acest concurs? Locul 2. Și cum te face să te simți acest lucru? Bine. De asemenea, Elena Nicoleta Mijache antrenează și copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan, fiind sprijinită activ de cadrele didactice. La acest antrenament avem invitat special copiii de la Constantin Pufan. Au venit la o oră de antrenament cu noi și noi încercăm să-i ajutăm cu tot ce putem și le suntem alături și îi sprijinim. Această colaborare între antrenoare și cadrele didactice contribuie semnificativ la pregătirea sportivilor și la performanțele lor remarcabile. Noi am inițiat această activitate în primul rând pentru ca elevii noștri special să socializeze și de ce nu activitățile fizice fac bine sănătății. Și este o mare bucurie pentru ei să se afle în aer liber, să desfășoare o activitate în aer liber, mai ales așa cum desfășit de an școlar. Aceste rezultate sunt doar începutul unei cariere promițătoare pentru tinerii noștri sportivi. Cu astfel de performanțe, viitorul luptei pe plajă în România pare foarte luminos. Felicitări, maestra! Felicitări tuturor celor implicați în acest succes extraordinar și mult succes în competițiile viitoare!